hypnotized by the sounds I'm breathing. Ah! 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 Gummy snake, gummy snake, gummy gummy. Yeah, eso es lo que puedo. Lala, no me buscamos. Bueno, me buscamos. Allá va a chelar la comida. Allá va a chelar la comida. Y cumple tu comida. Cumple tu mamusta. Cumple tu mamusta. Hi. Okay. Go. Go, 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 go. Mommy needs to do a taxi. Bye bye. Whoa, pick up. Hi guys, I'm Tsunamis. Today we're doing another video. My name is Brownie. Hey! Hi, I'm doing a video right here. So I'm with Alicia and Tsunamis. Salutare! Alicia, vreau neapărat să stea cu mine. Și da, mi-a făcut introducerea asta așa de interesantă. Așa, dacă stai cu mine, trebuie să stai cu mine, ok? Bun? Ok? Da. Ce să vă spun eu vouă, după cum ați văzut în titlu, așa nu mai imita, o să vreau să vorbesc cu voi despre hotărârea de a deveni blondă pentru o perioadă de timp. Ce impact a avut asupra mea, dacă a fost o decizie bună, după părerea mea, sau nu, și alte întrebări poate care voi vi le puneți dacă vă gândiți, de exemplu, să vă vopsiți blonde, să vă șuvițați, ce știu. Și m-am gândit că poate v-ar fi de ajutor. Eu nu am văzut un astfel de video niciunde și în schimb mă uitam la multe fete care s-au vopsit blonde și să văd cum iasă culoarea de blond la brunete. Eu am un pic blond. Tu ai un pic blond. Un pic foarte așa, un pic. De la tine așa de la, un pic mai brown și de mai la frumos. Natură. E mai frumos. Da. Și, da, prima întrebare, cum de m-am hotărât să mă fac blondă, nu știu, mi-a trecut de foarte mult timp prin cap să mă vopsesc blondă și nu am avut puterea să fac lucrul ăsta. Am mai făcut-o odată fix după ce am născut-o pe Elisha aici, care are 8 ani. M-am vopsit eu singură, mi-am pus o căciulă din aia și mi-am scos șuvițe și le-am decolorat, cred că, habar n-am, nu mai știu. Am folosit eu acasă, cred că un decolorant, așa, și cam atâta a fost înainte. Iar acum am fost așa un pic, nu știu, să mă vopsesc, să nu mă vopsesc. Întotdeauna mi-a fost frică de saloane, să merg la salon, că nu știu, n-am încredere, pur și simplu nu am încredere. Cine știe ce îți face? Poate îți face părul pink. Așa. Și da, și până la urmă m-am hotărât, deși Coco, de exemplu, nu a fost să zică, da, fă-te blondă sau... Mi-a spus el mai demult, de multe ori, mi-a mai spus, nu te faci blondă sau ce știu. Eu și tate. Dar chiar înainte să mă fac, chiar înainte să mă vopsesc, a zis, a, nu te fă, ha, nu te fă, dar ce te face să te faci, da, nu te fă. Și până la urmă m-am făcut, nu știu de ce, am vrut eu neapărat. Stai jos așa. După aia a spus... Am crezut că-ți faci aici sus. Ce? Da. Așa, mi-am făcut programare, am găsit o ofertă foarte bună pe Groupon și mi-am făcut programare și am mers acolo la coafor. Dacă ați văzut vlogul meu, dacă nu l-ați văzut, o să-l atașez aici undeva sus. Aici. Da, aici sus. Și... O să vedeți acolo că am luat niște secvențe din ziua aceea. Pur și simplu a fost o experiență foarte nasoală pentru mine. Știți cum e senzația aceea când mergi la salon, parcă vrei să te simți ca o prințesă și să ieși de acolo, fa, așa? E, la mine nu a fost așa. Am mers acolo și parcă, nu știu, m-am simțit într-o sală de box. Sincer vă spun. Sper că nu se termină bateria. No. Așa. A început să-mi aplice vopseaua pe păr. Mi-a spus de la bun început că nu o să-mi iese culoarea cum vreau. S-a închis camera. Da.
Da, mi-a spus că nu o să iese culoarea așa cum vreau eu și a început să-mi aplice culoarea. A avut un stil interesant, mi l-a tapat aici așa și ce rămânea mi-l vopsea. Într-adevăr, multe, adică câteva dintre voi mi-ați scris că dacă nu făcea chestia asta ar fi ieșit o dungă nasoală, o despărțire între culoarea asta și asta. Da, asta ar fi putut să întâmple dacă chiar nu știa și chiar, deci nu știa să aplice vopsea cum trebuie. Normal, pentru balaiaj, eu m-am uitat la multe videouri și am văzut cum se aplică. Ori se pune vată de desubt de fiecare strat de păr, așa, și se aplică vopseaua în V. Foarte finuț, foarte finuț, striat așa și aici pe capăt mult mai mult. Tipa asta mi l-a tapat și după aia a dat așa, zici că cu nu știu, deci super nasol. Și în momentul în care mi l-a tapat, eu mă gândeam oare cum o să fie la sfârșit. Și într-adevăr, la sfârșit a fost jale, deci m-au tras de păr. Nu știu dacă se vede părul meu, e tot, cum să zic, rupt. Deci eu când mă usuc pe cap, dacă nu mi-l întind cu placa, se vede așa firicele în sus. Deci pur și simplu ea cum a tras de păr atunci să mi-l descârcească. Da, deci eu cred că voi o să râdeți de ea și nu o să fiți atent de la mine, dar fie. Cum a încercat să mă descârcească, mi-a rupt o grămadă de păr. Deci m-a durut capul de numai. Așa. Spre final a aplicat un toner și ăla mi-a dat așa o nuanță de cărmiziu, nu știu cum se numește, truly. Na, și a ieșit culoarea cât de cât ok. Ca și regret, nu știu dacă regret 100% că m-am vopsit sau 50%, cred că 50% regret că m-am vopsit pentru că mi-au distrus părul. Deci părul meu, îl simt până aici așa, până aici e ok, da? Deci dacă aș vrea să scap de blond, fain frumos, mi-aș trage un bob, very short, și aș avea culoarea mea, atâta că pe vârfuri, poate, uite, ar veni ceva de genul. Așa, așa ceva. Dar am spus să mă bucur de blondul ăsta, să văd cât am chef și până nu mă satur. Nu știu cât o să-l țin. Asta e teatristă, deci cred că o să joace teatru. De la teatru? Da. Da? Da. Și, da, deci regret, 50% regret. Îmi place cum îmi stă. Multe dintre voi mi-ați spus că îmi stă bine și iau în calcul și chestia asta. Pentru mine cel mai important este cum mă simt eu, dar da, mie îmi place, nu mă simt în pielea mea, simt că sunt falsă și nu-i părul meu, dar da, ce v-aș sfătui eu pe voi, mare grijă la cine merge să vă vopsiți, să știți exact, să întrebați cum o să vă aplice vopseaua, ce pași vor urma unul după altul, să vă explice înainte să facă toată procedura și să fiți voi mulțumite. Eu nu am fost mulțumită, în primul rând nici nu m-a întrebat ce procedură aș vrea ca să folosească, pentru că la balaiaj poate să folosească mult mai multe proceduri, sunt atâtea feluri în care diferiți stiliști o folosesc. Și da, a fost și vina mea că nu am întrebat, dar întrebați voi, ăsta ar fi unul dintre sfaturi. Al doilea, cu siguranță vă vor spune că nu vă va ieși poate culoarea care o vreți voi, mai ales dacă sunteți brunete, pentru că diferă foarte mult de colorant, cât de mult vi se deschide părul și după aceea contează și ce toner folosesc. Eu am plătit destul pentru toner, cred că am plătit undeva la 20 de pounds, dar mi l-a lăsat foarte puțin și mi se pare că mi-a pus mai mult pe vârfuri, ceea ce nu mi-a convenit. Îmi plăcea să pună cam peste tot, să încerce să-l decoloreze peste tot, că oricum el e mai tare aici decolorat decât sus.
Dar da, ce să spun, asta ar fi, întrebați cum aplică vopseaua, gândiți-vă dacă vreți să vă distrugeți părul, pentru că cu siguranță vă veți distruge părul. Dar spun ceva, să nu faceți nimic, că se face părul singur, uite, la mine s-a făcut un părul. Se face păr, da, deci părul lui Elisha, el vara se deschide foarte mult. Da. Și tinde să se deschide spre blond. Uite ce lungă. Îl puteți ajuta, nuanța asta de păr se poate ajuta foarte mult să se deschide la soare și nu trebuie să vopsiți. Dar dacă sunteți brunete așa cum sunt eu, na, ceva de genul, vedeți aici, atunci nu e aveți okay, șansă da, să se facă așa blond, doar dacă îl decolorați. Da, asta a fost experiența mea. Fetele s-au speriat când mi-au văzut așa blondă și mi-au zis că sunt o babă. Dar li s-au spus că ești babă. Dar e alt, trebuie să fie alt. Îmi place că totuși sunt eu, adică cel puțin și la lucru, cei de la lucru nu și-au dat seama că eu m-am vopsit. Deci, nu știu, chiar nu pot să înțeleg, dar fie. Poate pentru că m-au văzut așa, nu știu. Și aici acum sunt mai brunetă, habar n-am. Dar eu mă bucur că nu e tot blond, nu mi-ar fi plăcut să-mi fie tot părul blond, să fiu așa blondă și sus, nu știu de ce, nu m-aș vedea chiar așa blondă, chiar așa blondă, pe jumate blondă sunt, dar în totalitate nu. Și da, sper să vă ajute videoul acesta, gândiți-vă înainte, dacă vreți să vă distrugeți părul și întrebați procedura pe care o să o folosească, iar 3, gândiți-vă să o faceți în așa fel. Eu m-am gândit să mi-l vopsesc așa, încât să nu trebuiască tot timpul, când crește un pic, la rădăcină să-l vopsesc, când crește iar să-l vopsesc, pentru că mi se pare, nu știu, știu că am mai fost vopsită caramel sau ceva de genul culoare și cum se vedea un pic de negru, vai, deci nu mai puteam, nu, așa mă enerva, nu-mi plăcea să văd cum mi se vedeau rădăcinile altă culoare și e risipă de bani, unul la mână, doi la mână arată nasol. Și mie mi se pare că arată mult mai fain așa. Deci tot mai tare deschis înspre vârfuri. Da. Na, ce să zic? Cel mai fain e să stați naturale dacă da, se poate, dacă da, chiar vă mănâncă în palmă să vă vopsiți. Dacă vreți să faceți ca și sunamit. Da, dacă vreți să faceți ca mine prostii, faceți-le pe răspunderea voastră. Mai bine. Vezi că nu-ți văd capul. Mai bine ce? Mai bine, îl lași așa și îți face singur. Da. Ok, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că v-ați bucurat și de prezența lui Elisha aici. Cum se numește? Cum se spune? S-a mai muțărit? Ce? Nu știu. Te-ai mai muțărit, cred că. Așa ceva de genul. Stai. Te-ai guys, prostit. Guys. Te-ai făcut ca un mânghi. Guys, vezi că vine Mr. Brownie. Ce okay, fac, ce ok, gata. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Îmi pare rău că v-am ținut destul de mult. Dar sper să vă ajute acest video în cazul în care vă gândiți să vă vopsiți blond de la brunet la blond. Deci, țineți cont de acești 3 pași. Vă mulțumesc mult și până la un nou video. Să ne vedem cu bine. Ciao!